Bună, Scorpion, și bine ai venit la citirea ta pentru a doua jumătate a lunii septembrie. Menționez că această citire este valabilă atât pentru cei din Zodia Scorpion, cât și pentru cei cu Luna, în Nodul Nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul Scorpionului. De asemenea, dacă sunteți interesați de cineva cu aspecte marcante pe Scorpion, sunteți bineveniți la această citire. Hai să vedem, dragilor, vom începe cu o carte de oracol pentru voi, să vedem numerele importante în această perioadă, culorile importante, arhanghelul care vă guvernează, mesajul important pentru voi. Vă reamintesc și vouă de filmările zilnice pe Zodii, vă aștept cu mare drag acolo să vedeți energiile pentru fiecare zi de la cărțile de tarot. Hai să vedem, dragii mei, scorpioni și aveți așa numărul 54. Numărul 5, numărul 4, numărul 9, numere foarte importante pentru voi în această perioadă, dragilor. Tare din să cred aici, primul mesaj care îmi vine în minte și care sunt ghidată să vi-l spun, este că e o perioadă în care luați atitudine foarte mult, o atitudine fermă, o atitudine dintr-un entuziasm, da, care este pornită dintr-un entuziasm, o atitudine care cere de la voi foarte mult să clarificați ceva anume, poate chiar să faceți o inovație în viața voastră. Vedeți că este semnul vărsătorului aici, este un ulcior din care se varsă apă, e un înger, un arhanghel, este arhanghelul Ariel. O perioadă în care eu simt că pentru cei mai mulți scorpioni se produc schimbări foarte, foarte mari, schimbări care au legătură cu o casă, poate uh, schimbări care au legătură iarăși cu tot ce ține de familie, da? poate pe acolo luați o atitudine fermă pentru unii dintre voi. Mesajul este așa, comuniunea sublimă cu natura. Poate e o perioadă în care poate um, tot ce ține de zona aceasta a naturii, tot ce ține de puritate, posibil să vă inspire foarte mult în această perioadă. Așa cum spuneam, numărul 5, numărul 4, numărul 9, numere importante pentru voi, numere norocoase sau uh, pot fi uh, date, da, după care să vă ghidați. Eu știu 25, 24, 19, 29 și așa mai departe. Sau ore importante, ori un anumit loc care se află sub acest uh, număr. Arhanghelul Ariel este cel care vă guvernează și care vă spune că uh, Culoarea albastru, culoarea galben, culoarea verde în mod special sunt culori foarte importante pentru voi. Acum, poate e o perioadă în care comunicați mai mult, o perioadă în care comunicați din inimă și o perioadă în care iarăși faceți foarte multă claritate pe tot ce ține de zona voastră interioară. Da, acesta este motanul care stă la geam și vorbește cu porumbei. Scoate niște sunete foarte ciudate. Poate e cazul să ascultați și voi puțin natura, să mai ascultați puțin ce se întâmplă în jurul vostru. E valabil și pentru mine, că și eu am foarte, foarte, foarte multe aspecte pe scorpion. Arhanghelul Ariel este cel care ne ghidează în această perioadă, așa cum spuneam și ne spune te ajut să intri în comuniune cu misterele naturii, cu spiritele sale benefic, inspiratoare și cu energiile sale profund regenerante, vindecătoare și echilibrante. Acum, dragi scorpioni. Așa cum spuneam, natura este foarte importantă pentru noi în următoarea perioadă și poate chiar să avem un moment așa de inspirație. Poate e o perioadă în care vrem să stăm mai mult în natură, în parc. E o perioadă în care pe oriunde mergem ne sare în ochi tot ce ține de natură, tot ce ține de vindecare. Da? E o perioadă în care iarăși să știți că puteți să vă vindecați. Dacă ești căutați o Rezolvare la o problemă de sănătate pentru cei care aveți o problemă de sănătate și care căutați rezolvare. Da, o puteți găsi, dar cumva într-o zonă mai inovativă și total non conformist. Foarte, foarte frumos acest mesaj din partea arhanghelilor pentru voi și dragi scorpioni, continuăm cu cărțile de tarot să analizăm o relație, deci relația dintre voi și o anumită persoană sau relația dintre voi și ceilalți la modul general vorbind hai să vedem dragi scorpioni energiile pentru voi în a doua jumătate a lunii septembrie. Acum, na, da, să știți că e și echinoxiul de toamnă pe 22 septembrie și cu siguranță voi îl simțiți foarte intens. Na? Da? Echinoxiul de toamnă ține de natură. O să fac o filmare specială în acest sens pentru fiecare semn zodiacal. Și energia generală la voi de la baza pachetului, valetul de băte, dragi scorpioni. În acest tarot, valetul de băte vorbește despre o schimbare majoră la 180 de grade, fără întoarcere și cu o pierdere pe drum, dar o schimbare fantastică um, care vine de la voi și merge spre zona aceasta exterioară. Acum, Venus e în semnul vostru, dragi scorpioni, de pe 15 septembrie. De pe 10 septembrie, îmi cer scuze Și atunci e o perioadă foarte bună pentru voi Venus este micul benefic și el la voi în zodie Deci va aduce lucruri bune, va aduce schimbări profunde și schimbări mari Pe tot ce ține de dragoste, tot ce ține de iubire, tot ce ține de bani frumos E o perioadă foarte intensă pentru voi și o perioadă în care doamnele și domnișoarele vor fi mult mai feminine decât de obicei. Pentru domnii altă poveste, uh, ei e posibil să simtă mai intens așa lucrurile prin jur, dar în egală măsură ei vor fi mai cumpătați puțin. Revenind aici la valetul de băte la voi, uh, posibil să se aprindă așa un foc în voi pe total neașteptate, un foc care să vă facă, dragi scorpioni, să... Luați lucrurile în serios, să faceți această schimbare să fugiți de ceva care vă apasă foarte, foarte mult. Indiferent de preț, pentru că nu știți ce vă așteaptă de acum încolo, dar oricum vreți să scăpați de un eșafod, cum s-ar spune, în ghilimele. Hai să vedem, dragi scorpioni, aveți așa situația nouă de băte. ce gândiți voi împărăteasa, ce simțiți voi moartea, nu vă speriați, e cartea voastră, e Pluto, da? e Pluto al nostru care ne ajută, ne guvernează, e o energie grea, dar Uh, noi putem să o simțim, putem să ne împrietenim cu ea. La baza manifestărilor voastre, 10 de monede, exact ce spuneam eu la început, eu cred că pentru unii scorpioni se produc foarte mari schimbări pe zona familiei, pe zona locului de uh, bașni, ca să spun așa, familie, casă, cămin. Mai departe, în exterior, 5 de spade, dragi scorpioni, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți 10 de bute? Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți regere de monede? Dragi scorpioni se pare că această schimbare, în primul rând, ce îmi sare mie aici în ochi, va fi percepută de către ceilalți că e ca și cum voi țineți doar la zona aceasta materială Acum nu prea cred că e așa, pur și simplu, voi vă doriți abundență, vă doriți stabilitate, vă doriți împlinire Da, vă doriți o schimbare mare în viața voastră, e ceva care e la limită și Vă, cum nu vă plac lucrurile așa la limită, trebuie să fie ori albe, ori negre, posibil din acest motiv să luați o atitudine fermă. Aveți și voi câteva arcane majore, sunt două și sunt pe zona voastră, zona mentală, zona emoțională, o perioadă cu transformări absolut profunde. Posibil chiar să renunțați la o relație de familie, la o relație care are legătură cu persoanele foarte apropiate vouă sau cu un grup de oameni foarte apropiat vouă care era sau care încă mai este ca o familie energia generală nouă de bâte, dragi scorpioni. Văd aici că, așa cum am spus, fugiți de la un eșafot. E o situație aici sau o să fie o situație destul de tulburătoare, ca o furtună și parcă vreți să scăpați și sunteți pregătiți cu valetul de bute, să zburați pe deasupra, să zburați pe deasupra, să faceți orice e posibil, numai să scăpați de aici și văd că scăpați cu siguranță. Scăpați însă să știți că anumite persoane din jurul vostru vor percepe toată această poveste ca pe o nedreptate care li se face, ca pe o povară, în mod special un bărbat din viața voastră. Poate e vorba de un prieten, de un soț, de un iubit, eu știu, de un coleg de muncă, de un șef, nu știu, depinde de fiecare. Nouă de bâte, iarăși îmi spune că e o perioadă în care, pe de-o parte, sunteți temători, dar parcă prin situația prin care ați trecut în această furtună, că tot v-ați lovit pe aici de tot felul de stânci, pur și simplu vă dă un curaj fantastic, vă luați acolo uh, curaj cu Venus la voi în zodie și mergeți, săriți uh, stâncile, săriți gardul, cum s-ar spune. Ce gândiți voi, împărăteasa, dragi scorpioni, văd aici că e o perioadă în care o femeie este importantă pentru voi, în viața căreia se produc schimbări majore, schimbări profunde, e vorba de mama sau de o persoană care este ca o mamă pentru voi, indiferent de vârstă. Pentru alți scorpioni poate să fie vorba de un proiect pe care îl aveți în desfășurare și la care vă gândiți foarte, foarte mult. Poate e un proiect sau o situație, o activitate, un loc de muncă. E ceva care vă aduce și câștiguri din punct de vedere financiar și poate e ceva ce are legătură și cu un bărbat din viața voastră. Acum, pentru unii scorpioni, să știți că văd aici faptul că e o perioadă în care începeți să culegeți roadele. Sunt roade foarte frumoase, ați crescut aici ceva, poate încă ieși și creșteți pentru alții dintre voi și atunci e nevoie pentru cei mai mulți scorpioni. Poate chiar să vă și folosiți de energia aceasta feminină care este la voi în zodie. Repet, Venus este micul benefic, dragi scorpioni, și el la voi în zodie. Păi profitați de energia asta la maxim. Mai ales dacă tot de mult timp era aici un tumult, un vârtej acolo pe zona dragostei, zona banilor. Pe un anumit domeniu din viața voastră. Ei, acum e momentul de eliberare, dragii mei scorpioni. Ce simțiți voi? Moartea. Acum, în inima voastră se produc schimbări profunde. E o perioadă în care, în ciuda faptului că ceilalți percep că puneți accent pe zona materială, nu prea e așa în inima voastră. Adică, voi aici, văd că sunteți foarte gânditori și vă doriți tare mult. Și mai mult decât atât, vedeți în fața ochilor și luați aminte doar de cei care sunt sinceri, de cei care sunt um, iubitori, de zona copiilor, iarăși pentru unii scorpioni. Chiar poate fi vorba de faptul că nu prea vă mai interesează absolut deloc zona aceasta financiară, zona materială, și ba mai mult de atât, văd că sunteți foarte atrași de tot ce înseamnă spirit, de tot ce înseamnă inocență puritate, sinceritate. E o perioadă în care să știți că o relație din viața voastră se încheie, un parteneriat, o prietenie, ceva se încheie sau pur și simplu e o perioadă în care pentru mulți scorpioni, nu știu, vi se ia de cineva, de ceva, spuneți gata până aici. Nu știu de cine anume vi de ce vi se dar ideea este că lucrurile se, se finalizează, încep să se mai clarifice. La baza manifestărilor voastre, 10 de monede, dragilor, E cartea familiei, posibil ca într-un cerc de prieteni lucrurile să se întâmple așa, posibil să fie vorba chiar de zona familiei, v-am zis pentru unii dintre voi, pentru alții poate pur și simplu are legătură această poveste cu un grup de oameni, cu cineva de la locul de muncă. E un grup în care ceilalți consideră că faceți o nedreptate. Da, sunt persoane apropiate, vouă sau niște prieteni. Dar familia, tribul un grup de oameni, nu neapărat mare, pentru unii poate să fie mare, pentru unii mic, este extrem de important pentru voi și parcă acest grup de oameni vă dă puterea și vă inspiră în egală măsură, într-un sens pozitiv sau negativ, să faceți aceste schimbări. E ca și cum vă doriți voi liniște și pace. În exterior, 5 de spade, așa cum spuneam, cineva aici să știți că percepe că îi faceți o nedreptate în egală măsură aveți și pe cineva care e adevărat, am profită de poziția în care este și încearcă să spune lucrurilor pe nume, să fie ceva mai acid E o persoană aici care profită de o poziție în care se află, dar în egală măsură, tot această persoană sau aceste persoane consideră că și voi faceți nedreptăți, da? Dar v-am zis, eu nu prea văd acest lucru pentru că sunteți foarte, foarte prinși de tot ce înseamnă liniște și stabilitate și sunteți pregătiți să renunțați absolut la orice doar pentru ideea aceasta de liniște Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți 10 de bâte? Să știți că pentru anumite persoane, faptul că vă vi vis a luat de cineva, de ceva, faptul că a zis gata până aici sau mai bine spus veți spune, să știți că aceste persoane vor fi destul de supărate, văd aici că vor percepe această poveste ca pe o povară, ca și cum s-a muncit mult să se ajungă într-un anumit punct și acum gata. Acum pentru cineva anume este destul de greu de perceput, este destul de greu de acceptat ceea ce se petrece aici la voi. Tot 10 de bâte, dragi scorpioni, în acest context vorbește despre o situație în care Cineva rămâne singur, dar rămâne singur și are și multe lucruri pe cap. De făcut e o persoană care arde pur și simplu ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți regele de monede dragii mei scorpioni, aici aveți o persoană, un bărbat posibil sau o energie mai masculină, dacă nu e bărbat, poate e o femeie. Eu, eu o persoană acum caracterizez la modul general, indiferent dacă e femeie sau bărbat o persoană stabilă, o persoană care ține foarte mult la tot ce înseamnă finanțe, o persoană pe care vă puteți baza, e o persoană iarăși ori care stă bine din punct de vedere financiar, oricare care tot își adună acolo și este ușor avară, da, ușor zgârcită sau zgârcit. Pentru alții poate să fie vorba de o instituție, de o firmă, de un proiect, de o casă, de o mașină, de ceva anume care sau de niște bani, da? ceva anume care pur și simplu este foarte intens aspectat în exteriorul vostru în următoarea perioadă. Posibil chiar de aici să vină toată această poveste cu nedreptățile, cu uh, faptul că cineva se simte destul de împovărat aici, dar repet, nu că simțiți voi în exterior să petrec aceste lucruri. E cineva aici care așa consideră, dar ideea este că voi sunteți cum trebuie. Voi sunteți pe unde pe unde e bine posibil să aveți de a face cu o persoană mai zgârcită sau o persoană care nu vrea să vă ofere ceva, bani, o casă, o, nu știu, ceva material sau o persoană care ține mult prea mult la propria situație și atunci se gândește mult mai mult la el sau la ea. Sau poate faptul că voi vreți să faceți această schimbare este percepută în exteriorul vostru um, ca fiind o nedreptate, pentru că repet, aveți persoane care țin foarte mult la tot ce înseamnă finanțe. Și atunci eu am o vorbă că atunci când te știi pe tine cum ești, crezi că toată lumea e la fel. Ei, cam așa și pe aici în exteriorul vostru. Hai să vedem, dragii mei Scorpion, ce cu această schimbare majoră, da? transformare profundă, magicianul. Unii scorpioni să știți că sunteți într-o zi spirituală, iar alții dintre voi urmează să treceți printr-o perioadă în care e ca și cum vă puneți toate resursele la îndemână, tocmai pentru a reuși să schimbați ceva, să terminați ceva anume. Și e vorba de o împlinire fantastică pentru voi din punct de vedere emoțional. E ca o eliberare, eu așa simt. Hai să vedem ce e cu aceste alte tulburi de aici. Sunt curioasă. Doi de monede. Apele acestea tulburi au legătură cu o decizie care nu s-a luat sau uh, care încă mai este în așteptare, dar în privința căreia voi luați atitudine. Uh, poate e vorba de ceva mai copilăresc, poate e vorba de o persoană sau de o situație în care ba era bine, ba nu era bine, era ceva cumva la mijloc, așa cum v-am spus și mai devreme. Și atunci, vouă, dacă nu vă plac jumătățile de măsură, clar vreți să alegeți ori alb, domnule, ori albă, ori neagră. Eu vă înțeleg perfect, nu știu acum dacă e bine sau nu, că adevărul și binele nu știu, sunt relative pe lumea asta. Ce e bine pentru cineva e rău pentru altcineva și așa mai departe, dar știu că nouă ne plac lucrurile ferme și ori e albă, ori e neagră, că altfel nu, nu se poate. Hai să vedem și cu această nedreptate de aici aveți regele de monede, deci iarăși e vorba de un bărbat de o instituție de niște bani sau de ceva care are legătură cu zona materială. Ceva care se petrece aici și ceva care. Uh, pur și simplu. Percepe această nedreptate, deci ori e o instituție, un loc de muncă, un bărbat, cineva care percepe această nedreptate sau cineva care poate vrea să vă facă această nedreptate și poate voi nu prea vă mai interesează. Pe voi nu vă prea vă mai interesează și atunci vă luați catrafusele și plecați de acolo. Hai să vedem și un 10 de bute, sunt curioasă totuși, 10 de spade, e vorba de un final, deci pentru cineva această transformare, acest final din viața voastră este destul de dureros, dragi mei scorpioni, posibil ca cineva să rămână aici cu o mică mare suferință, după ce faceți voi această schimbare majoră, poate fi vorba și de un copil sau de o persoană foarte plină de viață, o persoană foarte activă pe zona sportului în mod special Sau tot ce ține de zona aceasta a acțiunilor, da? o persoană entuziasmată care e posibil să fie ușor afectată de toată această poveste Dar repet, pentru voi e bine că în sfârșit vă găsiți liniștea și pacea Dragi scorpioni, aceasta a fost citirea voastră pentru a doua jumătate a lunii septembrie. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă indic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și vă aștept cu mare drag la filmările zilnice pe Zodi, în care tarotul are în fiecare zi câte un mesaj sau mai multe pentru Zodia voastră. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag și să ne revedem cu bine și data viitoare!